Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Da, bucurați-vă de canicula care vine și puneți deoparte. În ce sens? Căldură. Niște găleți. Da, la guvern, la primărie, la prefectură, în orice instituție publică, în principiu, iarna asta nu o să fie mai mult de 19 grade în interior. Practic, temperatura ideală pentru dormit, așa se spune. Dar este planul Comisiei Europene. Comisia Europeană spune că pentru economia de energie, cam asta ar trebui să fie temperatura maximă din spațiile de lucru publice, la iarnă să fie maximum 19 grade. Deci în unele spații o să crească temperatura, practic. Da, asta ar fi, da. Adică în București, cel puțin, mulți ascultători sunt, mulți bucureșteni sunt, o să avem 19 grade la iarnă, ce tare o să fie, ce bine! Comisia e pusă pe economie, a decis așa, vara ar trebui, deci, ca aparatele de aer condiționat să asigure maximum 25 de grade. Ok, așa. Minimum 20, maximum. Minimum 25 de grade. Adică 25 de grade să nu coboare mai jos de 25 de grade, că consumă prea mult curent. Așa. În timp ce iarna, caloriferele să mențină temperatura de 19 grade. Băi, eu nu știu cum oamenii, eu dacă stau la, pe bune, ieri erau 23 de grade în casă și mi-era frig. Serios. Dar nici nu te lăsa sufletul să se oprește aerul condiționat. Yes. Nu, nu merge aerul condiționat. Nu mergea? Eu sunt, urăsc aerul condiționat și în mașină și nu. Pe și cum aveai 23 de grade în casă? Era, a fost mai răcoare nopțile trecute și casa este destul de răcoroasă. Am înțeles că stă la casă, dar totuși. Copaci, arbori, vegetație, nu știu ce, temperatura 23 de grade, foarte plăcut. Până la un punct, când trebuie să mai pui o hăinuță pe tine. Deci nu, de ce n-ai ieșit afară? Dacă ieși afară? Mai ies. A, bun. Mai ies, să știi. Auzi, te întinzi pe terasa aia la tine. Da, da, da. Da. Bate șoricelul. Mai ies. Stau un pic la soare, mă mai încălzesc, ca da. Și o pârlele și mă întorc da. Înapoi în casă. Cine? Ești reptilian, cum da. Zicea cineva. E tata lui Poche. Da. Dar tâmpitul ăla de poche doarme la soare într-una. Deci cum vine canicula... Ia minte ce se întâmplă cu el. Dar are toată blana aia uriașă pe el, eu nu înțeleg cum poate să... Numai afară stă, înțelegi? Și cum se răcurește un pic, cum sunt 20 de grade, cum se bagă în casă să stea undeva pe canapea unde se încălzește. Când se încălzește. Bun, revenind, nimeni nu știe însă cum ar putea fi respectate aceste reguli. Deci Comisia Europeană poate să spună să fie 19 grade, așa și... Adică ce, o să vină pompierul? Sau administratorul, știi? Sună administratorul, șeful de bloc. Da. Am venit cu termometru. Am venit să vă măsor temperatura. Sunt la bloc. Cetățenii, știi că s-au făcut la un moment dat o șmecherie cu certificarea energetică da. A apartamentelor. Da, este șmecherie, nu știu. Și este în continuare. Da. Și au un aparat cu care măsoară temperatura, să vadă cum e izolat. Și cred că o să zină cu aia. Unde e aparatul cu care măsoară temperatura? Se cheamă termometru? Mai complexă, nu... Da, măsoară da. Temperatura în casă să vadă dacă ești bine izolat termic? Da. Era o chestie cu zi. Stai că asta e foarte interesant. Da, 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 stai așa, că din ai încurcat-o. Ia. N-am încurcat-o. Din afară vedea cum merge treaba. A, cameră termică? Exact. Și vine cu camera termică, acum te toarnă vecinul. Doamne, vedeți, sună la 112. Vedeți că la vecinul simt că are un 26 de grade în casă, că îi văd la mai eu. Și vine la cu camera termică, bing, te-a turnat, buf, și-ți vine amendă. Stai, da, acum chestia asta se respectă și la persoanele particulare sau doar la, în instituțiile publice, cum ai zis tu? Habar n-am cum o să facă Comisia Europeană asta, dar că în astea... multe țări europene cred că o să fie, nu o să aibă încotro săracii. Asta e treaba, în Franța, în Germania, e treaba lor. Băi, adevărul că n-am... Dar la noi înțeleg că doar în instituțiile publice. La noi, după publice. Ce să vină facturile, o să lași de bunăvoie la da, 18 și asta, grade. Și asta e adevărat. Pe de altă parte, n-am făcut niciodată frig mai mare ca în țările mediteranene iarna. Că de aici sistemele... încălzire, da. Da, încălzirea este... Nu, noi n-avem încălzire. La ce ne trebuie nouă încălzire? N-au calorifere. Mamă, mi-era un dor... Am prins un februarie în Atena odată. Era un mic val de frig. Mi-era dor de caloriferele de fontă de acasă, ca de mama, adică... De două ori am fost de Revelion în Portugalia, da. De două ori am răcit. Băi, un frig îngrozitor. E ceva îngrozitor, dar e atât de frig, e că afară e bine. Uh-huh. În casă, dacă intri, te-ai nenorocit. Da, deci asta e, cu țările mediteranene sunt bune primăvara, toamna și un pic vara. Cameră termografică se cheamă, nu termică. Termică, ai dreptate, termografică. M-a corectat un ascultător, mulțumesc frumos. Pe mine deci m-a corectat, nu pe tine. Nu te mai băga seama. A, nu știu, eu, da. Eu am zis cameră termică, tu nici nu știi cum zice. Cameră de aia de vezi cu culori de alea, dacă da. E frig, dacă e cald. Da, te simt că ești un pic pasionat, ai băgat pe treaba asta, ți-ar plăcea da. Să stai în față. Să fiu turnător cu cameră. Da, să fii turnător cu cameră, exact. Faci TikTok? Bine. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.